vor să decidă liber și neforțați de nimeni dacă să se vaccineze ori nu. Zeci de manifestanți, printre care preoți veniți din toată țara, au protestat pașnic în fața guvernului pentru ca procesul de imunizare să nu devină obligatoriu. Manifestanții au depus o cerere la executiv, după care au mers și la președinție, unde au lăsat o petiție similară. În documentul adresat autorităților centrale, aceștia au solicitat încetarea discriminării, hărțuirii și asigurarea dreptului la muncă pentru toți cetățenii, indiferent de faptul dacă sunt ori nu vaccinați. La scurt timp după protest, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovei a declarat că biserica a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, iar cei care au autoritatea profesională și morală să recomande un vaccin sunt exclusiv specialiștii din domeniul medical. Totodată, clericii afirmă că vaccinarea trebuie să fie un act benevol, fără constrângeri, recomandat și acceptat pe baza unei informări clare și complete, oferite de autoritățile competente și receptată corect de cetățeni. Zeci de manifestanți, mulți dintre care purtau pancartă pe care scria Moldova spune stop vaccinării obligatorii sau binele impuse cheamă abuz, dar și altele, au venit să-și ceară dreptul de a alege liber și neforțați de nimeni dacă să se vaccineze ori nu. Eu bolnav am boli cardiace și eu nu vreau să mă vaccinez, să îmi trombeze sângele, în primul rând, și care au dorință la să vaccineze, dar care nu, nu vreau să vaccine. Ne pun forța să ne vaccinăm, drepturile ne linca ca noastră, pe Constituție. Noi nu, cine are drept, nu-mi dai voie mie să intru într-un magazin sau... Noi nu ne apărăm drepturile noastre, înțelegeți? Dacă cineva este vaccinat și eu nu sunt vaccinată, cred că eu nu sunt un pericol pentru el. Că el, dacă are vaccină, persoana are vaccină, eu cred că nu sunt... Eu răspund de sănătatea mea, dar el, dacă are vaccină, de ce el să fie fie de mine? Unii manifestanți nu au vrut să ne spună pentru ce au venit astăzi în fața guvernului. Protestați pentru ce? Auziți, n-am ce face acasă și am nici să vă și aici. Eu n-am auzit la nimic. Vine oraș la ședință. De ce? A venit toată lumea, am venit și eu. Ce se întâmplă aici? Ce trebuie să întâmple. Pentru ce protestați? Cred că știți răspunsul. Întrebări las la cucernicii părinți. Potrivit protopopului de Orhei Iulian Rață, paroh al Bisericii Sfânta Treime din satul Lucășeuca, organizatori ai evenimentului sunt reprezentanții mișcării juriștilor creștini ortodoxi din Republica Moldova. Aceștia au lansat apelul de a ieși la protest către toți cei ce susțin dreptul la libera alegere la vaccinare. La apel au răspuns oameni din toată țara, mulți dintre care susțin că le-au fost lezate drepturile, a mai precizat preotul. În context, manifestanții au cerut de la autorități ca cetățenii să aibă dreptul de a alege liber să se imunizeze ori nu și să nu fie judecați pentru propria alegere. Pur și simplu am ajuns acum în situația în care profesorii nu pot preda în școală dacă nu se vaccinează. Este ordin care s-a dat. În afară de aceasta, s-au trezit părinții care își duc copiii, vor să-și duc copiii la școală, la grădinițe și sunt constrânși de către puncte medicale și nu li se oferă certificatul pentru a putea copiii să plece la grădiniță până când părinții nu se vaccinează. După ce au cântat cântece religioase în fața guvernului, protestatarii s-au îndreptat și către președinția Republicii Moldova, unde au depus o adresare către președinta Maia Sandu și reprezentanții Ministerului Sănătății. Cerem și solicităm încetarea discriminării, hărțuirii și alezării drepturilor fundamentale, în particular drept la muncă, cât și la aflarea în alte colectivități ale persoanelor care refuză vaccinarea. Potrivit organizatorilor manifestației, în cazul în care autoritățile nu le vor oferi un răspuns, ar putea avea loc și alte proteste în același context. Amintim că pe data de 17 iulie, curent, odată cu creșterea numărului de cazuri de infectare cu noile variante ale virusului SARS-CoV-2, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a hotărât ca toți conducătorii de instituții de stat sau private, întreprinderi, organizații și agenții vor trebui să asigure un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum și facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, astfel ca până la 1 septembrie curent, rata de vaccinare în rândul angajaților să constituie minimum 70%.